Bună! A venit în weekend o mașină la noi, o frumoasă mașină, ca să zic așa, un Jeep Gladiator, este un Jeep JT, cel ai codul lui de caroserie, într-o culoare nouă, este un Model Year 2022-2023, doar ce a venit de la fabrică. Această culoare se numește Silver Zenith, o să vă pun descrierea exactă a culorii nouă, ne place foarte mult, este un argintiu foarte deschis și foarte metalizat, o să vă filmez imediat la soare să vedeți exact nuanța de culoare. Ne place cum arată mașina pe acest Silver Zenith. Într-adevăr, chiar e silver. O să vă arăt și configurația mașinii. Noi mai mult am vrut să vă arătăm partea asta de culoare, că asta era mai interesantă pentru toată lumea, pentru că fiind o culoare nouă, e printre primele mașini care au venit în România pe această nuanță. Aici cred că o puteți vedea cel mai bine cât de argintie e și e foarte, foarte metalizat. Nu știu cât de bine se observă în filmare partea asta metalizată a culorii, dar are foarte mult flake în ea. O să vă arăt un pic și partea de configurație. Bineînțeles, ăsta este un pachet Overland cu câteva opționale. Eu am insistat foarte mult să aibă unele pachete pentru că consider că e de ajutor pentru utilizator. Bineînțeles, partea din spate cu deschidere soft la partea de haion. Aici puteți vedea faptul că are priză de 230V, are acele șine de ancorare. Și bineînțeles are acest bed liner care este o protecție anti-spiriat. Haideți să-l închidem, să mergem să arăt un pic și partea de interior. I-am dat doar o spălare rapidă, urmează să pregătim mașina de livrare. Dedesubt aici aveți partea asta de depozitare cu tot ce ține de ea. Acest box care se poate închide cu cheia mașinii este un opțional, o să vă arăt imediat cum se numește. Bineînțeles, i-am comandat și covorașe de cauciuc. Haideți să vedeți și partea de la șofer, cam așa vin mașinile de la fabrică. E și un video de unboxing, dacă vreți să o luăm așa. Așa vin ele, după cum am spus, din fabrică, cu folie și tot ce ține de partea de protecție. Și aici parte de folie pentru protecție. Aici protecție pentru manete ca să nu se zgârie, la fel și dincolo. Să vă arăt și configurația ei. Haideți să vedem. Deci, asta este un, scuze că s-a șifonat pe cutia. Este un Overland, după cum v-am spus, cu următoarele opționale. Le puteți vedea acolo, puteți pune pauză. Ce e important la mașina asta este faptul că are pachet cargo cu sistem trail rail. Are cameră video posterioară și are parbriz Gorilla Panzer Glass. Acolo puteți vedea logo-ul de la Gorilla Glass. Și boxă portabilă Alpine, sistem de alarmă și cauciucuri all-weather. Cauciucuri, doamne, covorașe all-weather. Le puteți vedea aici, sunt cele cu Jeep. Aici este pornirea și oprirea pentru priza din spate. Și în mare parte cam asta e ceea ce am vrut noi să vă arătăm. Bineînțeles, izolație fonică și termică suplimentară pe plafon și în față și în spate. Și that's it. Pentru moment, asta e clipul cu mașina. O să o pregătească colegii mei de livrare și atunci o să-i facem un clip complet. Acum mai mult am vrut să vă arăt partea asta de culoare. O chestie iar faină pe mașina asta e stickerul acela cu Gladiator, care nu vine în pachetul de bază, ce trebuie comandat pe parte de after sales. Noi ne place foarte mult să le lipim pe mașini și așa că am lipit și pe mașina asta. Abia așteptăm să vedem ce ne mai vin. În perioada imediat următoare trebuie să ne mai vină și o culoare și mai specială care se numește Gobi. Este culoarea deșertului și să sperăm că ușor, ușor își dă drumul fabrica și ne trimite mai multe mașini. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, o zi cât mai faină și dacă aveți nevoie de orice alte informații, simțiți-vă liber să ne scrieți în comentarii. Vă mulțumesc!